Bună dimineața! Suntem pe tronsonul 1 al drumului expres Craiova-Pitești. Tronson aflat în execuție. Am spus că de fiecare dată când voi veni în județul Dolj, în Craiova, voi fi prezent pe șantier ca să văd cum progresează lucrările, care este organizarea, mobilizarea și ritmul de lucru. Drumul expres Craiova-Pitești a fost gândit odată cu investiția făcută de Ford la Craiova. Realizarea drumului expres Craiova-Pitești a fost cuprinsă în memorandumul semnat de Guvernul României cu compania Ford. Ca ministru al transporturilor, în 2008 am realizat studiul de fezabilitate și am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții, repet, în 2008. Din 2008 până în urmă cu aproximativ 2 ani de zile nu s-a întâmplat nimic privitor la drumul expres. Iată că astăzi prinde viață, două tronsoane sunt în execuție, tronsonul 1 și tronsonul 2. Progresul pe acest tronson, tronsonul 1, este de 13%, iar pe tronsonul 2 progresul este de peste 30%. Mai avem două tronsoane, tronsonul 3 și tronsonul 4. Pentru ambele tronsoane, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a finalizat licitația și a desemnat câștigătorul. A fost desemnat câștigătorul care a avut cea mai bună ofertă, cu cel mai bun preț și care și-a și demonstrat capabilitatea tehnică în construcția tronsonului 2. Nu s-a putut semna contractul până astăzi, pentru că o companie care a participat la licitație a contestat licitația. E vorba de China Railway. O contestație neîntemeiată, care n-are nicio bază și care sperăm să fie soluționată cât mai repede de Consiliul Național pentru soluționarea contestațiilor. Obiectivul guvernului pe care îl conduc este să accelereze toate marile proiecte de infrastructură de transport. Avem proiectate extrem de multe investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și avem progrese evidente pe toate tronsoanele de autostrăzi, de drumuri expres, tronsoane de modernizare a căilor ferate din România și pe alte investiții destinate modernizării infrastructurii de transport din România. Dacă aveți întrebări. Dacă ne permiteți câteva întrebări pe alte teme, pentru că urmează o ședință de guvern după această vizită, veți aproba până la urmă astăzi rectificarea bugetară, pentru că înțelegem că nu aveți încă avizul CES și ar fi suficient de puțin. Consiliul Economic și Social a fost convocat pentru a da avizul. De altfel, avizul CES, am explicat întotdeauna, e un aviz consultativ. Noi ne-am îndeplinit obligația legală de a transmite proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară către Consiliul Economic și Social. De asemenea, am transmis și către Consiliul Legislativ. Deci astăzi faceți rectificarea până la urmă? Dacă avem îndeplinite condițiile, vom adopta rectificarea bugetară. După ședința de guvern voi organiza o conferință de presă destinată rectificării bugetare. Ce pot să vă spun?
este că guvernul pe care îl conduc va lua decizia de a crește pensiile. Nu există nicio altă țară europeană în care să se ia o decizie similară de creșterea pensiilor. Față de prognoza de creștere economică de 4,1-4,2%, ca urmare a crizei economice provocate de epidemie, nu vom avea creștere economică, ci vom avea o contracție economică care este estimată la 3,8% astăzi. Ca urmare a acestei contracții economice, veniturile atât la bugetul de stat, cât și la bugetul fondului de pensii, la bugetul fondului de sănătate, veniturile la bugetele locale au înregistrat scăderi semnificative. La nivelul bugetului național avem o scădere probabil în jur de 30 de miliarde a veniturilor față de veniturile proiectate în conformitate cu previziunile și indicatorii economici care au stat la baza elaborării proiectului legii bugetului de stat. Criza sanitară a provocat o criză economică. Cu toate astea, deși, repet, eu nu cunosc vreo altă țară europeană în care să se fi luat o decizie similară, guvernul va crește pensiile și va crește pensiile cu un procent consistent de 14%. De asemenea, sigur că da, va fi în cuprinsul ordonanței de urgență privind rectificarea bugetară. Este o creștere extrem de mare care ne angajăm să o putem finanța atât pe anul viitor, cât și pe anii care vor urma. În ceea ce privește alte creșteri ulterioare, orice altă decizie de creștere a pensiilor va fi luată doar pe baza unor analize economice extrem de serioase. Vă readuc aminte că România are nevoie de acces la finanțări cu costuri minime pentru a putea asigura resursele financiare necesare suportării cheltuielilor bugetului de stat, bugetului de pensii, bugetului de șomaj și altor categorii de bugete. Orice creștere de pensie care este făcută fără să țină cont de evoluția economiei și de capacitatea efectivă a economiei de a susține astfel de creșteri, se va întoarce nu numai împotriva părinților și bunicilor noștri, ci se va întoarce împotriva interesului general al societății românești. Orice creștere pentru care nu există garanția că pot fi obținuți banii necesari pentru susținerea acestor creșteri, poate să ducă la situații extrem de grave. Fie inflație, care înseamnă de fapt că orice creștere este anulată de creșterea prețurilor, fie există un risc să ajungem în situația în care să ne finanțăm din ce în ce mai greu și din ce în ce mai scump. Eu nu pot accepta o astfel de situație. Și așa, de 4 luni este un adevărat dezmăț în Parlamentul României în materie de legi care generează noi și noi cheltuieli pentru bugetul de stat și pentru celelalte bugete. Ne-am luptat pe toate căile constituționale și legale să împiedicăm astfel de decizii. Din păcate, multe dintre ele au fost adoptate și cresc nota de plată. Poți să faci rău României și asta face astăzi majoritatea condusă de PSD și făcându-te că vrei să faci bine, că vrei să crești veniturile diferitelor categorii. Dacă le crești prea mult, nu le mai poți plăti.
îi rog pe părinții și pe bunicii noștri, pe cei care au muncit o viață, să înțeleagă că am făcut maximum posibil. Decizia de majorare a punctului de pensie cu 14% a fost o decizie grea. O decizie pe care, în schimb, ne-o asumăm și, în același timp, garantăm că putem să o susținem și putem să asigurăm resursele financiare pentru a putea plăti toate pensiile pe contributivitate, astfel încât să nu existe nicio problemă și, de asemenea, să facem tot ce depinde de noi pentru ca inflația să se mențină la nivelul scăzut la care l-am adus ca urmare a lunilor de guvernare liberală și să nu fie afectată puterea de cumpărare, iar odată cu creșterea punctului de pensie să crească și puterea de cumpărare a pensiilor românilor. Orice altă creștere mai mare. Și știu că populismul PSD-ist se va manifesta în continuare, că se vor grăbi să respingă ordonanța prin care creștem punctul de pensie, că bătălia pentru a menține această decizie rațională va continua. Dar vreau să înțeleagă foarte clar fiecare părinte și bunic. Atât se poate. Cine promite mai mult, minte. Pentru ca să poți să crești orice venit, trebuie să ai resursele necesare. Dacă nu ai resursele necesare, degeaba crești și după aia nu mai poți să plătești pensiile la nivelul crescut. Pentru că se știe foarte clar că avem o decizie a Curții Constituționale care spune foarte clar, odată ce ai stabilit un nivel al pensiei, pensiile nu pot fi tăiate. Au încercat alții să taie pensiile. Pensiile nu pot fi tăiate. Din cauza asta, orice decizie de creștere a punctului de pensie, de majorare a pensiilor pe contributivitate, trebuie să fie o decizie bine fundamentată, care să garanteze capacitatea statului român de a face față obligațiilor de plată și, în același timp, de a menține toate cheltuielile care duc la dezvoltarea economică a României, cum sunt cheltuielile de investiții. Nu, v-am dat răspuns. Legat de azotatul de amoniu, știm că în momentul de față, și vreau să mă întreb de ce avem o legislație atât de grea în ceea ce privește azotatul de amoniu, pentru că o firmă care deține o cantitate de azotat de amoniu, de exemplu, nu trebuie să declare că are o anumită cantitate de substanță inflamabilă în depozit. Știți cazul de la Constanța, din port, care are port de Beirut. Există o cantitate mare de azotat de amoniu, dar care azotat de amoniu este contractat și urmează să fie transportat către destinație. Dar nu se știe. În ceea ce privește regimul de securitate din jurul depozitelor unde se află astfel de substanțe cum este azotatul de amoniu, sunt reguli stricte, care sunt reguli prevăzute la nivel european și care, din toate informațiile pe care le-am cules, sunt respectate. Am vorbit atât la nivelul Ministerului de Interne, cât și la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru a mă asigura că totul este în regulă și că sunt efectuate, sunt luate toate măsurile care sunt prevăzute de regulile care sunt stabilite și la nivel european, nu numai în România. Vom anunța o decizie în acest sens. Legat de scandalurile cu clanurile de ultima perioadă, dacă ne permiteți câteva întrebări. Acum chiar... Au fost doar legături între șefii poliției și clanuri. Deci singurul răspuns pe care vi-l dau este că poziția mea și a guvernului pe care îl conduc este de toleranță zero față de infracționalitate și guvernul nostru este angajat într-o luptă fără menajamente împotriva clanurilor de interlop, împotriva infracțiunii organizate și împotriva oricărui fel de infracțiuni. Ce părere aveți despre faptul că, de exemplu, aparatele de testare real-time PCR nu sunt acreditate RENAR și această instituție refuză să le testeze tocmai pentru că ar da o
Asta nu știu de unde aveți informația asta, dar din punctul meu de vedere, centrele de testare care funcționează doar cu aparate de tip real-time PCR, funcționează în condițiile prevederilor legale, iar ministrul sănătății a avizat funcționarea și a inclus prin ordin toate centrele de testare care îndeplinesc condițiile legale. Deficitul bugetar până unde se va duce după această rectificare bugetară, dacă ne puteți? Evident că va crește deficitul bugetar. Probabil va fi în jur de 8,5-8,6. Dați-mi voie, în schimb, să vă recomand să urmăriți evoluția deficitelor bugetare în toate țările europene și să vedeți că vom avea un deficit bugetar dintre cele mai mici la nivel european. Sigur că alte țări sunt în alte situații. Germania, de exemplu, nu a mai înregistrat deficit, cred că, de 10 ani. Și își poate permite un deficit mai mare. România, în schimb, a avut deficite succesive, a trebuit să se împrumute. Cei de dinaintea noastră s-au împrumutat de multe ori mai scump din cauza lipsei de credibilitate și sustenabilitatea unui deficit bugetar mai mare este extrem de dificilă. Legat de starea de alertă, dacă aveți de gând să schimbați ceva la măsurile care vor fi prevăzute în starea de alertă, neapărat să... Am avut mai multe solicitări legate de prelungirea programului până la ora 24 pentru terase și mi-am dat acordul. Va exista o decizie, dacă nu cumva aș fi fost adoptată, a Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru a prelungi programul până la ora 24. Altele ar mai fi? Alte sunt chestiuni mai mici legate de prezența sportivilor la loturile naționale, a sportivilor care activează în alte țări, să se permită fără a se aplica regulile de izolare. De asemenea, câteva chestiuni legate de diplomație și de corpul diplomatic. Vă mulțumesc!